Copiii Ecaterinei deja se învârteau în fața ușii din hol, iar această dimineață de luni în familia lor era la fel ca toate celelalte. Mic dejun, pregătirea copiilor pentru școală cu urări de o zi bună. Ei bine, sunteți gata? Andrei s-a uitat la copii. Draga mea, astăzi voi întârzia puțin, am câteva treburi de rezolvat. Ce s-a întâmplat? A întrebat Ecaterina soțul, în timp ce strângea vasele de pe masă. Nimic neobișnuit, Trebuie să mă întâlnesc cu cineva. E vorba de muncă. Bărbatul a luat cheile de la mașină de pe noptieră, așteptând ca fiul și fiica să se îmbrace. Bine! Ecaterina s-a apropiat de copii, i-a ajustat căciula lui Vitalie. Gata! Plecați deja! Altfel întârzi ti. Închizând ușa după soț și copii, Ecaterina se pregătea să plece la muncă. Cu Andrei s-au căsătorit acum 20 de ani. Andrei a fost insistent, a curtat-o mult pe Ecaterina, iar într-o zi frumoasă a realizat că grija și fiabilitatea unei persoane apropiate sunt mai importante decât sentimentele romantice pe care le avea pentru un alt tânăr. În viață, lucrurile nu se întâmplă întotdeauna așa cum ne dorim. Așa că, atunci când Andrei i-a cerut mâna și i-a promis că va fi fericită cu el, fata a acceptat. I-a dat crezare. După 20 de ani, avea un apartament mare, doi copii și o afacere. Andrei a deschis o rețea de cafenele, unde clienții pot cumpăra cafea caldă pentru a lua cu ei iar Ecaterina, acum câțiva ani, a devenit proprietara unei coafuri. Această idee i-a venit de la prietena ei, Nina, cu care au lucrat împreună în salon. Prietena a convins-o pe Ecaterina că este timpul să lucreze pentru ea însă și, nu pentru acel unchi. Ai atât de multe cliente că sigur nu vei rămâne fără muncă, a spus Nina. Apoi, cu timpul, te vei extinde. Pot să mă ocup și de manicură și pot să angajez și o maseuză. Știi câte femei sunt acum dispuse să plătească bine pentru un masaj de calitate? Nina a avut întotdeauna o mulțime de idei și un entuziasm nebun. Ecaterina a fost de acord, crezând în perspectivele roz. A găsit un spațiu, l-a cumpărat, vânzând casa din sat pe care o moștenise de la părinți și care stătea de mult timp nefolosită. Oricum, nu intenționa să trăiască în mediul rural. Împreună cu Nina, seara făceau reparații, discutau despre achiziționarea echipamentului și a materialelor consumabile și totul părea să meargă bine. Ecaterina chiar s-a gândit că acesta este doar primul pas și că, în timp, nu va fi doar proprietara unei mici coafuri, ci va deveni proprietara unui adevărat salon de frumusețe. Numai că fondurile suplimentare pentru extinderea coafurii nu păreau să apară. Cheltuielile din familie creșteau, iar copiii creșteau. Anastasia, de 14 ani, lua lecții de canto la un studio și visa să devină actriță. Așa că Ecaterina îi plătea lecțiile de actorie. Iar Vitalie, de 9 ani, mergea la hockey, iar echipamentul său costa o sumă considerabilă. Dar Ecaterina nu se descuraja, era mulțumită cu ceea ce avea. În familia lor medie, toată lumea se înțelegea bine. Totuși, femeia a început să observe schimbări în relația cu soțul. Andrei s-a schimbat mult. Undeva a dispărut pasiunea, el a încetat să-i facă semne de atenție soției. Dar cândva nu-i dădea pace, îi aducea flori și cadouri drăguțe însă Ecaterina a pus asta pe seama duratei căsniciei și a treburilor de rutină pe care fiecare dintre soți trebuia să le îndeplinească. Așa se întâmplă în multe familii unde cresc copii, iar soțul și soția sunt ocupați cu munca lor. Așa că Ecaterina nu s-a îngrijorat prea mult și nu a dat importanță schimbărilor în comportamentul soțului. Cel mai important era că totul mergea bine. Uitându-se la ceas, femeia a realizat că deja întârzie. Ecaterina și-a retușat rapid genele și și-a conturat buzele cu ruj, s-a îmbrăcat și s-a grăbit spre coafura ei, care se afla aproape de casă. Unde ai fost?" a întrebat Nina când de Caterina a apărut în ușă. Te așteaptă o clientă acolo. Nu ai putut să o servești?" s-a mirat proprietara coafurii. Nu, vrea să se ocupe de ea chiar tu. Du-te și unde o Nina a început să-i pilde unghiile. Bine, mă duc să văd cine e," a spus Caterina, legându-și rapid șorțul. Ecaterina a recunoscut imediat vizitatoarea. O femeie tânără mai fusese de câteva ori la coafura ei, iar ea era contabilă la compania lui Andrei. Bună ziua! Ce vom face? Vom tăia vârfurile sau ceva mai radical? A întrebat Ecaterina, stând în spatele femeii, evaluând starea coafurii ei. Bună ziua! Eu sunt Larisa, a spus clienta, oarecum jenată, nesigură. Te cunosc, Larisa, a dat din cap Caterina uitându-se la femeie în oglindă. Ești contabilă la Andrei, soțul meu. Da, de fapt nu am venit să mă tund. Vreau să vorbesc cu tine. Larisa voia să spună ceva, dar nu se putea hotăr. Și Ecaterina a început să se îngrijoreze, nu cumva s-a întâmplat ceva cu soțul ei. Vreau să vorbesc despre Andrei. Te ascult, a spus Caterina. Înțelegi, are probleme serioase cu afacerea. Creditele pe care le-a luat de la diferite bănci nu sunt plătite, nici măcar nu reușim să achităm dobânzile peste tot. Dar pot să-l ajut, mai exact tatăl meu. Foarte bine, îți mulțumesc, a răspuns politicos Caterina. Acum puțini oameni se grăbesc să ajute pe cei care au nevoie. Da, tatăl meu nu va refuza să ajute pe ginerele său, soțul fiicei sale iubite. Larisa s-a uitat prin oglindă direct în ochii Caterinei. Sper că nu vei încerca să-l reții pe Andrei, nu vei împiedica fericirea lui? Dă-i o șansă să-și construiască o viață nouă. Zâmbetul a dispărut de pe fața Ecaterinei. Așa a aflat într-un mod atât de banal că soțul ei are deja o amantă de un an. Când Larisa a plecat, Nina a sărit la prietenă. Ce ticăloasă! Și cum ai putut să nu-i smulgi toate părul? S-a indignat femeia. Liniștește-te, a spus Ecaterina în șoaptă, punând deoparte pieptenele pe care îl ținea în mână. Ce înseamnă liniștește -te? Trebuia să o pui la punct. Tu ai o familie, iar Andrei este un bărbat normal. Cu cine nu se întâmplă, a călcat pe stânga. Dar să-și ia soțul și tatăl din familie și să declare că va fi soția lui oficială, asta e deja o culmea nesimțirii. Sper că are destul bun simț să schimbe coafura. Altfel, data viitoare îi voi face o coafură care o va ține acasă un an. Nina, destul. Ecaterina s-a așezat în scaun. Acum totul îi era clar. Schimbările în comportamentul soțului ei erau explicate prin legătura lui cu Larisa. Dar de ce a aflat tocmai așa despre noile relații ale lui Andrei? De ce nu a venit el să-i spună totul? Oare după atâția ani de viață împreună nu merita dreptul la sinceritate? Ce vei face? A întrebat Nina, așezându-se în fața ei, dorind să-și susțină prietena. Nimic a ridicat din numere Caterina. Cum adică nimic? S-a mirat cu afeza. Uită-te la ea! Îi iau soțul, iar ea stă și nu face nimic. Și ce ar trebui să fac? Sugerez să fac un scandal? Sau să-i adun lucrurile lui Andrei și să pun valiza la ușă? Ecaterina și-a ridicat privirea spre prietenă. Ai dreptate, nu trebuie să fac nimic, a fost de acord aceasta. Dacă Andrei nu ți-a spus nimic, înseamnă că nu este sigur că vrea să plece din familie. Totul se va rezolva, iar această vidră blănoasă va rămâne cu nimic și nu-i spune lui Andrei că a venit aici. Nu trebuie să spui nimic. Ecaterina s-a întors acasă fără să decidă cum se va comporta cu soțul. Dar, spre surprinderea ei, el deja și aduna se valiza și o aștepta în sufragerie. Eu și Larisa suntem împreună de un an, a spus soțul. Trebuie să mă înțelegi. Te înțeleg, de aceea nu te rețin, a spus Ecaterina cu un ton calm. Du-te și nu trebuie să te îngrijorezi pentru noi. Nu crede, nu vă voi părăsi. Apartamentul îl las ție și copiilor. Nu sunt un ticălos care să vă alunge pe stradă. Voi ajuta. Deși acum am niște dificultăți financiare, dar cu timpul se va rezolva totul. Tatăl Larei, în general, este o persoană importantă în primărie, a promis să ajute. Mă voi relansa și voi continua să vă ajut. Andrei vorbea și vorbea, iar Caterina parcă nu auzea cuvintele lui. Dar eu plec. Copiii au ieșit din camerele lor, fețele lor erau confuze. Înainte de venirea mamei, Andrei a încercat să le explice că așa se întâmplă, iar el și mama nu vor mai trăi împreună. Dar Vitalie și Anastasia vor fi întotdeauna copiii lui și nu-i va părăsi. Când Andrei a plecat, închizând ușa în urma lui, Ecaterina a mers la bucătărie și a început să reîncălzească cina. Vitalie și Anastasia stăteau tăcuți la masă, observând-o pe mama lor. Mama, tata ne-a părăsit? A întrebat în cele din urmă Vitalie. Nu, pe voi nu v-a părăsit, a plecat de la mine. Tatăl are o altă femeie. Ecaterina a încercat întotdeauna să fie sinceră cu copiii ei. Și cine ne va duce acum la școală? A întrebat Anastasia. Se pare că eu. Nimic nu s-a schimbat, liniștiți-vă, le-a spus Ecaterina copiilor. Dar schimbările în viața ei le-a simțit deja în prima lună de viață fără Andrei. În fiecare dimineață, Ecaterina și copiii se grăbeau să se pregătească. Pentru a nu întârzia la ore. Ecaterina trebuia să se agite prin apartament, nu doar să reușească să-și hrănească copiii, ci și să se pună în ordine. Fiecare zi începea cu o panică teribilă. Odată, Ecaterina a uitat chiar să oprească fierul de călcat, iar când și-a amintit, a fost nevoită să se întoarcă acasă de pe drum. Drept urmare, toți au întârziat. După ce i-a lăsat pe copii la școală, Ecaterina se grăbea spre coafura ei. Cu o oră înainte, Nina a sunat-o și i-a amintit că are un client programat la nouă. El stă deja de 20 de minute în scaun, a spus Nina, arătând cu privirea spre sală. Bine, acum mă voi scuza, totul va fi bine. Ecaterina și-a legat rapid șorțul și s-a grăbit spre bărbatul care o aștepta în fața oglinzii. Bună ziua! Îmi cer scuze pentru întârziere. Cum dorim să ne tundem? Mai scurt sau lăsăm lungimea în față? Ecaterina se grăbea, și nu a observat imediat privirea surprinsă a clientului care se uita la reflexia ei în oglindă. Ecaterina, tu? Femeia s-a oprit. În fața ei stătea Nikita, fostul ei coleg de clasă și prima dragoste a Ecaterinei. Asta era cu adevărat o întâlnire neașteptată. Nikita? Ce întâlnire? A spus femeia cu bucurie. Nu te-am recunoscut. Sincer, dacă te-aș fi întâlnit pe stradă, aș fi trecut pe lângă tine. Ce bine arăți. Dar tu nu te-ai schimbat deloc. Ești la fel de frumoasă. A zâmbit bărbatul. Foști colegi de clasă s-au îmbrățișat. Întâlnind după 20 de ani fata pe care o iubea cândva, Nikita a uitat complet de tunsoare. Au stat împreună cu Ecaterina o oră în colțul pe care femeile îl foloseau ca un loc de odihnă, au băut ceai și au vorbit. Atunci ai dispărut atât de brusc, încât nu știam ce să cred, a spus Ecaterina. Da, am plecat la Moscova. Această plecare a fost o surpriză și pentru mine. Totul s-a întâmplat atât de repede. Apoi am studiat câțiva ani în străinătate. Chiar așa? Și cine ești acum? A întrebat Ecaterina, care era foarte curioasă să afle ce a devenit fostul ei iubit. Ascultă, de ce vorbim despre mine? Povestește despre tine, a cerut Nikita, râzând. Ecaterina a zâmbit trist. Nu avea sens să-i ascundă lui Nikita despre divorțul iminent iar Ecaterina a simțit brusc că vrea să-i povestească despre ceea ce simte. Toată luna după ce Andrei a plecat a fost pentru Ecaterina într-o continuă alergătură. Și de la Nikita venea o căldură, ceva foarte apropiat, aproape de familie. Îți imaginezi, nu reușesc nimic, s-a plâns femeia. Mă învârt, dar tot nu am timp pentru nimic. Dimineața, ca o nebună, mă grăbesc cu copiii la școală, apoi la muncă, apoi din nou acasă pentru a pregăti cina și mai trebuie să merg la magazin pentru alimente. Curățenie, spălat, verificat temele. E un cerc vici. Înțeleg, a zâmbit Nikita. Uneori mă gândesc că sunt o mamă și o gospodină proastă, a suspinat Ecaterina. Nu te mai judeca atât de aspru, a clătinat din cap bărbatul. Pur și simplu te obișnuiești să trăiești într-un mod nou. Totuși, atâția ani cu un bărbat, iar acum, bam și totul este pe umerii tăi. Ei bine, Ești căsătorit? Ai copii? A schimbat subiectul Caterina. Căsătorit! M-am întâlnit cu Maria în străinătate. Ea făcea un stagiu la o companie acolo. Așa că s-a întâmplat, apoi s-a născut un fiu. Acum are 18 ani. Este student la universitate, a povestit Nikita. Mă bucur că ești bine cu soția și fiul tău, a zâmbit de Caterina. De fapt, nu e totul atât de roz. Cu Maria trăim de mult mai mult din obișnuință decât din dragoste. Ne străduim să ne asigurăm că fiul obține o educație, să-i oferim, așa zicând, un spate sigur pentru liniștea lui. Nikita a zâmbit trist și s-a uitat la ceas. Wow! Ce repede am vorbit! Îmi pare rău, trebuie să plec, Întârzi la o întâlnire. Înțeleg, a dat din cap pe Caterina. Dar sună-mă, poate ne întâlnim cumva? Sigur, voi suna cu siguranță a răspuns bărbatul și a luat o vizitcă de pe masă. Nikita a plecat, sărutând o prieteneste pe obraz pe Ecaterina, iar ea a privit trist pe fereastră cum mașina lui se îndepărtează. În interiorul ei s-au revărsat amintiri despre acele zile când erau tineri și fericiți. Visau că Nikita va deveni doctor, iar Ecaterina își va deschide propriul salon de frumusețe. Ce băiat frumos! A auzit Ecaterina vocea Ninei. Acesta este Nikita, prima mea dragoste. A suspinat prietena. Acum 20 de ani, credeam că mă voi căsători cu el și vom fi împreună toată viața. Deci, Andrei te-a luat de la acest meci? Cam așa, a răspuns Ecaterina vag. Nu-i plăcea deloc să intre în detalii despre prima ei iubire și să-i povestească Ninei despre Nichita. Se întreba dacă îl va mai vedea vreodată. Ecaterina i-a dat lui Nichita vizit ca ei, dar nu a notat numărul lui de telefon. Iar când, la sfârșitul zilei de lucru, Ia și Nina au închis coafura, prietena a dat din cap spre mașina parcată pe trotuar. Nu cumva prima ta dragoste te așteaptă, a întrebat Nina. Ecaterina s-a întors și l-a văzut pe Nikita ieșind din mașină. În mâinile lui avea un buchet de trandafiri roșii. Nina s-a retras delicat, luându-și rămas bun de la Ecaterina, iar Nikita i-a întins femeii florile. Acestea sunt pentru tine, a spus el. Hai să ne plimbăm? Au mers prin parc. Au vorbit și și-au amintit cum, Odată, în acest parc, aveau întâlniri. Ecaterina simțea că dragostea ei pentru Nikita nu a dispărut, iar el simțea același lucru. Erau la fel de bine și cald împreună ca acum 20 de ani. S-a dovedit că Nikita s-a întors pentru a construi o clinică în orașul lor. Era chirurg, a studiat la Moscova și apoi a continuat educația în străinătate. Acolo a lucrat o vreme. Dar apoi a realizat că vrea să ajute oamenii în orașul său natal, a găsit investitor și acum visa să deschidă cât mai repede prima clădire a clinicii. Ecaterina l-a ascultat fascinată. În acea seară cu Nikita, a uitat de toate neplăcerile, de infidelitatea lui Andrei, de divorțul iminent. Iar când Nikita a dus-o acasă, Ecaterina l-a sărutat, simțind că vrea din nou să fie iubită. Copii, sunt acasă! a strigat Ecaterina cu voce tare, intrând în casă, dar nu a apucat să-și scoată pantofii, că înaintea ei s-a ivit Andrei. Mă uit, nu am reușit să ne despărțim, iar tu ai decis să nu pierzi timpul? A zâmbit soțul. De unde florile? Nu te privește, Andrei, a răspuns Ecaterina și a intrat în sufragerie pentru a pune buchetul în apă. Ai ceva de spus? De ce ai venit? Dar ce, nu pot pur și simplu să-mi vizitez copiii și să văd cum le merge? A răspuns bărbatul cu o întrebare. Ecaterina a pus ceainicul, a aruncat o privire în frigider și a realizat că copiii au cinat deja. Ea însă nu avea deloc poftă de mâncare, așa că a decis să bea doar o cană de ceai. Dar Andrei a declarat brusc, dă ceva de mâncare, mi-e foame, am umblat toată ziua prin oraș. Ecaterina l-a privit cu atenție. Andrei nu părea deloc un logodnic fericit, care urmează să se căsătorească cu fiica unui funcționar de la primărie. Femeia a scos din frigider niște clătite cu carne, pregătite cu o zi înainte, le-a încălzit în cuptorul cu microunde și a pus farfuria pe masă în fața lui Andrei, care deja se așezase, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, de parcă nu ar fi plecat de lângă soție. Mulțumesc! Și toarnă mi și ceai, te rog, a spus el, apucând cuțitul și furculița. Ce miros plăcut! Dar, de ce, viitoarea ta soție nu te hrănește? A întrebat Caterina cu o notă de ironie, turnând ceai pentru ea și Andrei. Știi, draga mea, nu fiecare femeie este destinată să stea la cratiță, a răspuns bărbatul, mestecând clătita. Larisa este, Desigur, foarte bună și foarte frumoasă. Asta e clar, dar gătitul nu este pentru ea. Și care este atunci destinul tău, Larisa? A întrebat Ecaterina. Să fie o femeie frumoasă, să se bucure de lucruri noi, să meargă la saloane de frumusețe, să primească cadouri. Cât timp va mai lăuda Andrei pe amanta lui? Ecaterina nu știa. Așa că, așezându-se la masă în fața lui, s-a grăbit să-l întrerupă. Nu ai venit aici doar pentru a mânca clătite cu carne și a discuta despre farme cu larisei tale. Andrei a terminat clătitele cu carne, a împins farfuria și a luat ceașca cu ceai. Am nevoie de mașină, a spus el soției, așa că o voi lua. Interesant, dar cu ce voi duce copiii la școală? Și cum voi ajunge la supermarket? Cum voi căra sacoșele cu produse? Pe mine? A exclamat indignată Ecaterina. Nu putem trăi fără mașină și nu pot să mi-o ei. Nu înțelegi. Am acum un nou startup, încep un nou business, a început să o convingă Andrei. Dar ce s-a întâmplat cu cafenelele tale? a întrebat Ecaterina. Le-ai închis? Ah, asta e o poveste veche, trebuie să lucrezi pentru viitor, a spus bărbatul, făcând un gest cu mâna. Aceste cafenele nu mai sunt de folos nimănui. Acum fiecare casă are o mașină de cafea, iar la fiecare colț este un automat, iar noul meu startup va funcționa cu adevărat. Nu mă străduiesc pentru mine, ci pentru noi toți, pentru copiii mei. Am nevoie urgent de mașină. Andrei a trecut cu marginea palmei pe gât. Și da, voiam să-ți spun. A terminat ceaiul și s-a ridicat de la masă. Luna aceasta nu voi putea să-ți plătesc banii pentru pensia alimentară, așa cum ne-am înțeles anterior. Trebuie să mă dezvolt. Nu am bani în plus. Te-ai înfuriat. Andrei? S-a indignat Ecaterina. Cu ce voi hrăni copiii? Și cum voi plăti pentru activitățile lor? Pentru școală? Ce să fac? Va trebui să mai suport puțin. Ai un salon de coafură, te vei descurca. În general, nu te aștepta la mine pentru câteva luni. Totul. Am plecat. Mâine voi veni și voi lua mașina. Andrei a ieșit, iar Caterina a rămas să stea la masă, privind în ceasca în care ceaiul se răcise deja. Mamă, ce ai? A întrebat Anastasia. Observând că mama s-a întristat după plecarea tatălui. Ești supărată din cauza tatălui? Nu, draga mea, totul e bine. Ecaterina nu voia să o îngrijoreze pe fetiță. Ați mâncat? Da, mulțumesc. Ați făcut temele? A întrebat Ecaterina. Eu da, iar Vitalie încă le face. Și cum îți merge la salon? A întrebat fata, așezându-se lângă mama ei. Păi, nimic special. A venit vecina noastră, Vera Ivanovna, voia o nouă coafură. Ecaterina răspundea automat, gândindu-se cum să reușească dimineața să ducă copiii la școală și apoi să umple rafturile goale ale frigiderului cu produse. Vera Ivanovna? Dar ea e bătrână. De ce îi trebuie o coafură? S-a mirat fata. Femeile vor să fie frumoase la orice vârstă, a suspinat Ecaterina și s-a pregătit să strângă masa. De unde ai florile, mamă? Anastasia a observat buchetul din vază, dar știa sigur că tatăl a venit fără flori, pentru că ea însă și i a deschis ușa. A întâlnit un vechi cunoscut, a zâmbit, amintindu-și de Nikita, a spus Caterina. Un nou admirator? Ochii Anastasiei s-au lățit. Nu spune prostii, a respins-o mama. Eu și Nikita am învățat împreună la școală. Înainte de culcare, deja întins în pat, Ecaterina s-a întins după telefonul mobil pentru a verifica dacă a setat alarma. Telefonul a vibrat brusc. Femeia a glisat pe ecran și a văzut un mesaj de la Nikita. Noapte bună și vise plăcute! Ecaterina a zâmbit. Era plăcut să știe că, tocmai în acest moment nu prea ușor din viața ei, a apărut Nikita. A doua zi, când a intrat în salon, Ecaterina a auzit voci puternice. A recunoscut imediat cine vorbește atât de tare cu Nina. Era Vera Ivanovna, vecina Ecaterinei de pe palier. Ah! Uite-te! Ecaterina, fura pe care mi-ai făcut-o ieri. Este pur și simplu imposibil de descris. Nu există cuvinte să spun ce ai făcut. Țipa pensionara. Liniștește-te. Vera Ivanovna a încercat să-i oprească discursul emoțional Ecaterina. O să corectăm totul imediat. O să ajustăm și totul va fi bine. Ecaterina a luat un shorts de pe cuier, dar femeia nu se mai oprea din suspine, uitându-se la ea în oglindă. Ecaterina s-a speriat chiar. Afacerile la salon mergeau deja destul de prost, iar dacă și ultimii clienți încep să plece, ar putea să închidă complet și să pună dinții pe raft. De ce să refacem? Nu trebuie să refacem nimic. Nu vreau asta, a declarat ferm femeia. Atunci ce vrei, Vera Ivanovna? S-a mirat Poate schimbăm culoarea în vinete, de exemplu? Mi se pare că ți-ar sta bine. Nu mă vopsi. Îți spun, ai făcut imposibilul cu părul meu. Nina și Ecaterina, neînțelegând nimic, s-au privit. Soțul meu, când m-a văzut ieri, nici nu a vrut să mănânce. M-a dus. Știi unde? Vera Ivanovna avea un aspect foarte misterios și oți șireți. M-a dus la teatru, iar apoi, când ne întorceam, m-a invitat la o cafenea unde am băut câte un pahar de vin. Ecaterina și prietena ei, coafeza Nina, au râs. Împreună cu ele... Vera Ivanovna a zâmbit fericit. Imaginați-vă, curând se fac 50 de ani de când suntem împreună. Credeam că el nu mă percepe ca pe o femeie. Desigur, am crezut că sunt pentru el ca un obiect de mobilier, ca un frigider, de exemplu, în care întotdeauna se găsește ceva de mâncat. Și nu mă amintesc de când nu am fost la teatru. În general, Ecaterina, ești o vrăjitoare. Mă bucur foarte mult, Vera Ivanovna, că soțului tău i-a plăcut cu coafura ta. A zâmbit Ecaterina. Fetele, trebuie să plec. Vreau să-mi cumpăr o rochie nouă, în caz că soțul meu mă invită undeva. Pensionarea s-a grăbit. Și salonul tău de coafură îl voi recomanda tuturor. La revedere, fetele. Când zgomotoasa Vera Ivanovna a părăsit salonul, Nina a început să șteargă oglinzile și să pregătească uneltele pentru muncă. Eh, Ecaterina, dacă ai putea să te extinzi, ne-am dezvoltat atât de bine. Îți imaginezi, Vera Ivanovna s-a programat acum la mine pentru manichiură, dar ar fi putut aduce o mulțime de pensionare ca ea. La început, Ecaterina și Nina au convenit că, dacă Nina o va ajuta pe Ecaterina cu salonul, toți banii din manichiura pe care o făcea prietena vor merge doar la ea. Da, dar de unde să iau bani pentru extindere? A clătinat din cap Ecaterina, tristă. Și am putea face o sală pentru mirese la cheie. Acum este foarte popular. Nu îți poți imagina. Vine mireasa. Iar ea are o manichiură și o coafură uimitoare, și machiaj de nuntă, toate într-o singură imagine. Da, înțeleg totul, ca, dar dacă mă gândeam cumva să mă extind treptat, economisind la tot, acum, când Andrei a plecat, nu vreau să mă gândesc la asta, a răspuns Caterina. Mi-a spus că nu va putea să mă ajute cu bani. Vrea să înceapă un nou business. Și nu vreau să iau credite. Acum nu este momentul. Totuși, mă gândesc că ar fi trebuit să-l ții, Ecaterina. A intervenit Nina cu părerea ei. În vremurile noastre, este foarte greu să trăiești fără un bărbat. Ei bine, tu trăiești și nimic. Ai uitat? Nu am doar un soț, ci și doi copii de întreținut, a replicat prietena. Ecaterina nu avea ce să răspundă la asta. Ecaterina și Nikita au început să se întâlnească aproape în fiecare zi. Femeia se simțea liniștită cu acest om și se bucura de amintirile despre prima lor dragoste. Se plimbau mult prin parc aproape de casa în care locuia Ecaterina, beau cafea caldă și aromată la o cafenea de lângă Iaz sau pur și simplu stăteau în mașină și vorbeau. Ecaterina, spunem, de ce nu m așteptat când am plecat la Moscova? A întrebat odată Nikita. Poate că acum ar fi fost altfel și am fi fost împreună? Nu înțelegi? Privind la el, a întrebat Ecaterina din nou. Ai plecat și nu ai mai dat niciun semn. Ce trebuia să cred? Și mai era și Andrei. Știi, el a fost foarte insistent. M-a curtat cu perseverență, m-a așteptat la intrare, îmi aducea flori. Tu nu ai sunat, nu ai scris. M-am supărat. Am crezut că ți-ai găsit pe altcineva. Așa că am acceptat să mă căsătoresc cu Andrei când mi-a făcut propunerea. Mama mi-a spus că te-ai căsătorit. Atunci m-a cuprins o furie. Am băut pentru prima dată în viața mea până la inconștiență. Am decis că nu mă voi mai întoarce niciodată în orașul natal pentru că aici totul îmi amintește de tine, de zilele noastre, de dragostea noastră. Din radio răsuna o melodie, Nikita a dat volumul mai tare și s-a uitat la Ecaterina. Aceasta este melodia noastră. Îți amintești? A întrebat ea surprinsă, iar ochii femei i-au strălucit. Exact. Credeam că nimeni nu o mai difuzează la radio. A zâmbit Nikita. Vezi, melodia trăiește. A spus Ecaterina gânditor și dragostea mea pentru tine trăiește și ea, a spus Nikita în șoaptă, mângâind-o ușor pe obraz. Privirile lor s-au întâlnit și nu mai erau necesare cuvinte. Sărutul lui Nikita a trezit în sufletul Ecaterinei cele mai vibrante corzi. Cu toată pasiunea specifică tinereții, ca o nebună, s-a dăruit lui chiar pe bancheta din spatea mașinii. După câteva săptămâni, Ecaterina s-a întors acasă din salon puțin mai târziu decât de obicei. Copiii au cinat din nou singuri, așa că, aruncând o privire la ei, femeia a întrebat dacă vor să bea ceai cu ea. Ce avem de mâncare pentru ceai? A întrebat Vitalie, desprinzându-se de computer. Eu vreau și ceva dulce, a spus Anastasia, scoțându-și căștile din ureche. Iar eu vreau pizza. Mama, hai să comandăm pizza. Nu, nu vom comanda pizza. În situația noastră, este prea risipitor, a clătinat din cap Caterina. Atunci nu vrem. Anastasia și-a băgat căștile în urechi, iar Vitalie s-a uitat din nou la monitorul computerului. Ecaterina a suspinat, a închis ușa și a mers în bucătărie, dar nu a reușit să fiarbă apa, că a apărut Andrei. De ce ai întârziat atât? a întrebat femeia. Mi-a fost dor de tine, a spus Andrei cu ironie. Ce aveți la cină? Mă hrănești. Bărbatul a ridicat fără milă capacul de la tigaie, în care erau chiftele. Hai să mâncăm. A propus el și deja se îndrepta spre dulapul cu farfurii. Andrei, chiftelele sunt pentru copii pentru mâine." A privit-o strict de Caterina. Ce vrei?" Mi s-a părut că unele întrebări pot fi discutate la telefon. Andrei, se pare, nu se aștepta ca fosta soție să nu vrea să-l hrănească, a închis cu o față nemulțumită și s-a așezat la masă. Am vrut să vorbesc cu tine personal." A spus el. Despre ce este vorba de data aceasta?" A întrebat Caterina. Înțelegând că împreună cu Andrei, în casa lor nu mai vin vești bune. Vreau să-mi dai o parte din încasările de la salon, a declarat Andrei, fără să se uite la Ecaterina. Femeia a rămas fără cuvinte de la nesimțirea lui. Ecaterina se uita la bărbatul cu care, nu cu mult timp în urmă, avea atât de multe legături, la bărbatul de la care a născut doi copii minunați, cu care a împărțit acoperișul deasupra capului și patul conjugal, și nu înțelegea cum a ajuns să fie atât de străin. Eu, eu, mie. Mie. El gândea și vorbea doar despre sine. Ai înnebunit. Andrei? De ce ar trebui să-ți dau o parte din salonul meu pe care l-am deschis cu banii din vânzarea casei părinților din sat? Este afacerea mea personală, incompatibilă cu tine. Ecaterina vorbea, simțind cum o răceală o cuprinde pe dinăuntru. Înțelege, am nevoie urgent de bani. O nouă afacere necesită investiții, iar banii nu vin de nicăieri. A spus Andrei, accentuând fiecare cuvânt. Este un startup foarte de succes. Mă voi dezvolta rapid și îți voi compensa totul. Ce startup? Ecaterina s-a așezat la masă, pregătindu-se să-l asculte pe fostul soț. Andrei a suspinat. Nu prea voia să-i spune Ecaterinei ce fel de afacere plănuiește să dezvolte. Pentru că din nou va începe să-l critique, să spună că trebuie să elaboreze un plan de afaceri clar și toate celelalte. Pe scurt, am cumpărat două fouă trucuri. Vreau să le pun în colțuri diferite ale orașului și să vând șaorma. Auziți despre șaorma? Ecaterina a rămas cu gura căscată. Ești nebun? Ce șaorma? Cui îi trebuie? Acum Street Food este pe fiecare stradă. Ecaterina și-a strâns buzele, gândindu-se că tatăl copiilor ei a inventat din nou o prostie, nu o afacere serioasă. Vei vedea, va merge, a declarat bărbatul cu încredere. De unde știi asta? A râs Ecaterina. Cafenelele nu au mers? Aceasta nu va fi o șaorma obișnuită, ci o șaorma după rețeta unui bucătar foarte cunoscut din Caucaz. Ochii lui Andrei ardeau cu o flacără infernală. Din entuziasm, s-a ridicat de pe scaun și a început să umble prin bucătărie. Vor fi cozii la șaorma noastră. Apoi, când mă voi dezvolta, totul va fi bine. Și pentru mine, și pentru voi cu copiii. Nu sunt prost. Înțeleg că acum nu-ți este ușor. Așa că ajută-mă. Dăm bani ca să pot deschide această afacere. Nu, nu mă convinge, Andrei. Lasă pe Larisa să-ți plătească ideile tale nebune și, observă, nu cele mai profitabile, a tăiat Caterina. Mai am unde să pun bănuții pe care îi aduce salonul. Am copii, dacă nu ai uitat. Nu am uitat nimic. Andrei s-a așezat din nou. Așa cum nu ai uitat că salonul l-ai deschis după nașterea copiilor, când eram căsătoriți, înseamnă că, formal, pot pretinde la jumătate în cazul divorțului? Aceste cuvinte au ars-o pe Ecaterina. Ce fel de om trebuie să fi fără rușine pentru a-i spune așa ceva? Nu, nu voi face asta. Nu sunt ultimul nenorocit, a grăbit să o asigure fostul soț pe Ecaterina. Dar sunt și alte lucruri care îți pot distruge afacerea. Nu uita, tatăl Larisei este un mare șef în primărie. Nu-i va fi greu să-ți închidă salonul. Te vei chinui cu controlele, iar apoi te vei închide singură. Spunând asta, Andrei a plecat, iar Ecaterina a rămas să stea în bucătărie, unde țârâia ceainicul, semnalizând că este vremea să oprească gazul. Ecaterina stătea și se gândea de ce, în cei 20 de ani de viață comună cu Andrei, nu a observat acea putregai care acum a ieșit la iveală. Era uimită de nesimțirea omului care, în tot acest timp, nu a ridicat niciun deget pentru a o ajuta cu salonul. Și acum cere să împărtășească cu el venitul. Un om care a plecat la o altă femeie și acum, fără rușine, cere bani de la soția abandonată. Miercuri, Ecaterina și Nikita au convenit să se întâlnească pentru a petrece câteva ore împreună. Ecaterina chiar a avertizat-o pe Nina că în acea zi va ajunge la muncă mai aproape de închiderea coaforului. La ora stabilită, Nikita a venit să o ia pe iubita sa. Deschizând ușa mașinii, Ecaterina s-a așezat pe scaun și i-a zâmbit: Ești bine? a întrebat Nikita. La telefon, Vocea ta mi s-a părut puțin tristă. Nu prea am motive de bucurie, a răspuns, Ecaterina. Credeam că te vei bucura că în sfârșit putem fi complet singuri. Astăzi nimeni nu ne va deranja. El și-a apropiat fața de Ecaterina și-a sărutat-o pe buze. Mă bucur, dar parcă totul e greșit. Nu e așa? Ne întâlnim în secret, ca și cum am furat sau am face ceva rău. Ecaterina, ți-am spus, eu și soția mea suntem de mult timp străini. Ea nu mă vede ca pe un bărbat iar eu nu o văd ca pe o femeie. Te cred, îmi pare rău, a încercat Ecaterina să zâmbiască. Ei bine, mergem? Vechea mea cunoștință a cumpărat un apartament aici. Apropo, el mă ajută și cu clinica privată. Nikita a întors cheia în contact. Apartamentul lui mi l-a oferit cu amabilitate ca să ud florile. Bărbatul a râs, ieșind de pe parcarea. Are el probleme? Ecaterina nu a înțeles de ce a întrebat despre prietenul lui Nikita. Până la urmă, nici măcar nu-l cunoștea. Oh! Mai bine să nu știm despre problemele lui, Ecaterina, a zâmbit Nikita. E din cauza clinicitale? S-a speriat Ecaterina. Nu! Ce spui? Problemele lui au început cu mult înainte, acum vreo 40 de ani, când a reușit să se nască într-o familie de miliardari. Ecaterina a avut impresia că lui Nikita este foarte bine deși vorbea despre necazurile prietenului său. Îmi poți spune ce s-a întâmplat? A întrebat ea, ne înțeleg în ce probleme ar putea avea oamenii care se scaldă în bani. Fără probleme, a răspuns bărbatul. Dar în acel moment, telefonul din geanta Ecaterinei a sunat. Răspund, a spus Ecaterina și a scos telefonul. Era Nina. Ecaterina, unde ești? A auzit Ecaterina vocea prietenei. Vină urgent la coafor. Ce s-a întâmplat? Te-am avertizat că am treabă. Lasă tot ce ai de făcut și vino. Avem control, a spus Nina și a închis. Ce e? A întrebat îngrijorat Nikita. E ceva serios? Cu copiii? Nu. Ascultă, poți să mă duci la coafor? A cerut Ecaterina. Cum să nu? Nikita se uita la ea cu ochi triști, puțin îngrijorați. Trebuie neapărat, te rog. Îți voi povesti totul mai târziu. Bine! Nikita a întors brusc volanul și a virat pe strada care ducea la coafor. Chiar nu ai nevoie de ajutorul meu? Nu, e totul în regulă, i-a răspuns Ecaterina. Când au ajuns la coafor, Ecaterina a ieșit din mașină, lăsându-le pe Nikita. Te sunt mai târziu. Cu pași rapizi, s-a îndreptat spre intrare. În interior, femeia a descoperit-o pe Nina și pe un angajat al pompierilor. S-a uitat surprinsă la prietena sa, iar aceasta doar a ridicat din numeri. Ce se întâmplă? A întrebat Ecaterina pe pompier. Am încălcat cumva vreo regulă? Asta trebuie să aflăm acum, a spus strict angajatul. Reprezentantul serviciului de pompieri a scos calm un protocol din dosar și a început să scrie ceva. Nina și Ecaterina se uitau îngrijorate una la alta, iar proprietara coaforului nu putea înțelege ce s-a întâmplat și de ce acest inspector a venit în localul ei. A decis să afle totul. Îmi pare rău, dar, din câte știu, Controalele se fac odată la doi ani și ar trebui să fiu anunțată despre asta, a spus Caterina. Corect! Bărbatul a încetat să scrie și s-a uitat atent la ea. Controalele planificate se fac odată la doi ani, dar există și controale neplanificate. Cum adică neplanificate? Adică puteți veni pur și simplu și să-mi cereți să vă ofer spațiul pentru inspecție? S-a mirat proprietara coaforului. Desigur! Dacă primim un semnal despre încălcări, reacționăm imediat. A răspuns inspectorul. Nina și Ecaterina s-au uitat din nou una la alta, neînțelegând nimic. Ce semnal? Cine l-a dat? Hai să nu pierdem timpul. Unde este stingătorul de incendiu? Unde este planul de evacuare în caz de incendiu? Aici. Ecaterina a arătat confuză spre peretele de la intrarea în coafor. Bine! Inspectorul a luat sticla în mână, a rotit-o. Dar unde sunt actele și certificatul? Acum le găsim. Ecaterina voia deja să meargă la dulapul unde erau păstrate documentele, dar angajatul pompierilor a oprit-o cu un gest. Observ că aveți spraiuri de aerosol păstrate la vedere. Bărbatul a arătat spre lacuri, spume pentru păr și alte produse de stilini. Și conform regulilor, acestea ar trebui să fie păstrate într-o cutie specială și să fie situate în subsol sau în soclu. Dar cum vă imaginați asta? E un coafor. Vine un client, iar eu mă duc în subsol ca să-i aranjez părul. S-a indignat Ecaterina. Nu trebuie să-mi imaginez nimic. Eu doar verific dacă totul este în regulă. Angajatul s-a uitat atent la Ecaterina. Și văd că într-adevăr există încălcări. Ce încălcări? A ridicat din numere Caterina. Ne-au verificat anul trecut și nu au fost obiecții. Bine, materialele folosite la renovarea și finisarea spațiului respectă normele de siguranță la incendiu? A întrebat inspectorul. Aveți certificate pentru linoleum, panouri din plastic, vopsea? Ecaterina era complet confuză. Le vom găsi, desigur, sunt. Probabil. Ea nu știa în principiu că pentru linoleum, care fusese pus pe podea cu câțiva ani în urmă, erau necesare documente. Căutați, eu sunt nevoit să vă închid, a spus calmpompierul. Cum să închideți? Ecaterina se uita speriat alternativ la bărbat și la prietena ei, Nina. Ascultați, Dați-ne măcar câteva zile, măcar o zi. Nu ne putem închide. Înțelegeți, venitul din coafor este oricum mic. Pentru noi, fiecare zi de inactivitate este o catastrofă. Și am doi copii și soțul a plecat." Ultimele cuvinte, Caterina le-a spus cu lacrimi în ochi. Inspectorul s-a uitat la ea, apoi la Nina, a privit în jurul încăperii. Bine, ce nu înțeleg? Am trei fiice și salariul meu nu ajunge pentru dorințele lor." Vei avea timp să te pregătești pentru noul control? A întrebat el, punând protocolul în dosar. Desigur, vom avea timp, l-a asigurat Ecaterina, ștergând lacrimile de pe gene. Vom face totul. Nu mă îndoiesc, dar asta nu vă va salva, a clătinat din cap bărbatul. Ce vrei să spui? Ecaterina nu a înțeles despre ce vorbește inspectorul. Vreau să spun că eu plec, va veni un alt control. Semnalul despre coaforul vostru a venit de undeva de sus. Se pare că cineva a decis să se ocupe serios de voi. Gândiți-vă la asta! Toate cele bune! La revedere! Bărbatul a ieșit pe ușă, iar Ecaterina s-a așezat în fotoliu, neînțelegând ce să facă acum. Își amintea brusc de cuvintele lui Andrei despre faptul că iubita lui Larisa are un tată în alt funcționar și că nu-i va fi greu să-i facă Ecaterinei o mulțime de probleme cu coaforul și chiar să închidă salonul. Ecaterina, ce ai? Nina a atins-o ușor pe umăr. E totul din cauza lui Andrei, a spus femeia în șoaptă. Nu, nu putea să facă asta. Andrei înțelege că coaforul este singura ta sursă de venit. Nina refuza să creadă că controlul a fost solicitat de soțul Ecaterinei. Nu, nu el. Andrei m-a avertizat, dar am crezut că sunt doar vorbe și s-a dovedit că... Ecaterina a scos telefonul din geantă și a format numărul soțului. Ceea ce ai făcut este dezgustător, I-a spus ea: Crezi că nu trebuie să mănânce copiii tăi? Cum ar trebui să plătesc pentru educația lor suplimentară? Dar Andrei a spus că nu știe nimic despre vreo verificare și cu siguranță nu este vina lui. Totuși, Ecaterina nu i-a dat prea multă crezare. După ce s-a schimbat atât de mult în relația cu ea, nu mai era nimic care să o surprindă. Ecaterina, nu te îngrijora, voi încerca să aflu totul. Voi afla cine te verifică și ce semnal a fost dat despre coaforul tău. Și ai adunat deja bani pentru mine? Acum am nevoie urgent să investesc în noul meu business, i-a amintit Andrei. Fără să-l asculte pe fostul soț, Ecaterina a închis telefonul, s-a dus la safe din colț și l-a deschis, apăsând combinația corectă de cifre. Ecaterina a realizat că va trebui să se înțeleagă cumva cu Andrei, astfel încât să nu-i facă rău și să nu-i pună bețe în roate, iar principalul argument pentru el erau doar bancnotele. A scos toți banii adunați în ultimele zile. Visând la extindere, Ecaterina încerca încet să economisească, dar acum trebuia să salveze coaforul, nu să viseze la dezvoltarea lui. Femeia a realizat că Andrei, fără să se gândească, va face totul pentru ca ea să-i dea o parte din venit și a decis că e mai bine să facă așa cum vrea el. Seara, fostul soț a venit la Ecaterina acasă să ia banii. Femeia a pus în tăcere o grămadă de bancnote pe masă. Asta e tot, nu mai am nimic, a spus ea și s-a întors. Ecaterina, nu eu am trimis controlul la coaforul tău. Prindând banii, Andrei a vorbit pe un ton conciliant. Am aflat totul. E Larisa. Ecaterina s-a întors și l-a privit surprinsă. Iubita ta? Dar de ce îi trebuie toate acestea? De ce îi trebuie coaforul meu? Pur și simplu i-am spus că nu vrei să împărtășești cu mine venitul. Așa că a decis, cum să spun, să participe. Părea că Andrei nu era deloc jenat sau surprins de comportamentul iubitei sale, ba chiar o justifica. Înțelegi, Larisa se îngrijorează foarte mult pentru afacerea mea. Nu-i pasă. Și tatăl ei mi-a dat o sumă mare de bani și acum cere să-i returnez. Nu te supăra pe ea, nu a făcut-o din răutate. Ecaterina avea capul învârtit de aceste cuvinte. Pleacă, a spus ea încet. Pa! Andrei a trimis Caterinei un sărut în aer și s-a grăbit spre ușă, mulțumit că a obținut ceea ce dorea. Când a plecat, Ecaterina a încălzit cina și i-a chemat pe copii. Cartofi prăjiți? S-a mirat Anastasia, văzând că mama a pus pe masă tigaia și punem farfurii fără carne, fără chiftele și nici măcar fără cârnați, ci doar cartofi prăjiți obișnuiți. Dar ce, nu va fi nicio salată? Până nu va fi, a răspuns Ecaterina și s-a așezat la masă lângă copii. Deocamdată nu avem bani în plus pentru tot felul de bunătăți. Nimic. Unii oameni sunt fericiți și cu atât. Aha. Unii oameni trăiesc și sub un gard și se hrănesc din gunoaie. A început Anastasia, întâlnindu-se cu privirea mamei, a tăcut. Mama, adul pe tata acasă. Să fie totul ca înainte, a cerut fetița. Cât va mai dura asta? Nu ai uitat că trebuie să plătești cursurile mele de actorie? Mamă, antrenorul mi-a amintit și că nu ai plătit de două luni pentru hockey. Și mi s-a crăpat și casca, Vanca m-a lovit cu pucul, a spus Vitalie. Alegeți cuvintele, a spus Caterina cu fruntea încruntată. Hai să procedăm așa. Anastasia, cursurile pot fi suspendate până la vremuri mai bune. Suspendate? Dar eu nu vreau. Și, în general, dacă nu voi merge la cursuri, nu vor da rol în spectacolul final. Anastasia a ridicat tonul, nu era de acord cu cuvintele mamei. Și, în general, când vor veni aceste vremuri mai bune ale tale? Totul se va rezolva, fiica mea. A încercat să o liniștească Ecaterina, dar aceasta a pus doar farfuria deoparte și a fugit în camera ei plângând. Vitalia a observat în tăcere disputa dintre mama și sora sa, jucându-se cu furculița în farfurie. Toată ziua s-a gândit cum să-i spună mamei că nu doar căciula de hockey trebuie cumpărată nouă, ci și telefonul. Astăzi l-a spart, lăsându-le să cadă pe podea în cantina școlii. A doua zi, la coafor a venit Vera Ivanovna. Femeia strălucea de bucurie. Fetele, am nevoie de cea mai uimitoare manichiură, a declarat pensionara de la ușă. Eu și soțul meu mergem în seara asta la restaurant. Cum voi arăta cu mâinile neîngrijite? Nina a așezat-o la masă, a pregătit instrumentele, iar Ecaterina a întrebat. Se vede că soțul tău este foarte mulțumit de tine dacă îți face astfel de surprize. Și nu-mi spune, Ecaterina, parcă m-am întors în anii tinereții noastre. Ah, ce romantic era! Și a amintit Vera Ivanovna. Hai să-ți facem și o coafură proaspătă, a propuse Caterina. Vei fi cea mai atrăgătoare la restaurant. Bucurăți soțul. Sunt la dispoziția voastră, a declarat Solem pensionara. Ați auzit de concursul, mama de afaceri? Ce concurs? A întrebat Nina, pilind unghiile vera Ivanovna. Am auzit că un bărbat bogat a creat un fond și acum au anunțat un concurs pentru femeile care își desfășoară afacerea. Se spune că premiul cel mare este o sumă foarte mare. A împărtășit femeia cu noutăți. Ar fi grozav să participăm și să câștigăm bani, a spus Nina visătoare. Atunci am putea să ne gândim și la extindere. Ce zici? Cred că aveți toate șansele, a susținut pensionara cu afeză. Acolo, condiția principală este ca proprietarul afacerii să aibă copii. Iar Ecaterina are doi. Nina s-a uitat la prietena sa. Ecaterina, de ce suntem mai rău decât alții? Hai să participăm. Avem nevoie de bani. Oricum nu va fi mai rău. Nu știu. Trebuie să vedem ce este acest concurs, care sunt condițiile și, în general, a spus Caterina cu neîncredere. Nu am participat niciodată la astfel de evenimente. Ai? Lasă! Cândva nu aveai nici acest coafor. A spus prietena. Ai uitat cum ne petreceam câte 20 de ore pe zi la o mătușă străină? Și când am deschis coaforul, Mă îndoiesc și eu că va ieși bine. Și nimic, trăim mai mult sau mai puțin. Exact, mai mult sau mai puțin, a clătinat din cap pe Caterina. Bine, vom alege o minută liberă și vom vedea ce este acest concurs. Nina și Vera Ivanovna s-au privit fericite, iar pensionara chiar i-a făcut cu ochiul cu afezei, de parcă era sigură că Ecaterina va reuși cu siguranță. Seara, Ecaterina și Nikita s-au întâlnit la o cafenea. Mi-a fost atât de dor de tine, a spus bărbatul, Mângâindu-i mâna. Și mie, a răspuns Ecaterina zâmbind. Îmi pare rău. Am atât de multe de făcut acum, aproape că nu am timp pentru mine. Știi, Ecaterina, trebuie să te odihnești mai mult, a suspinat Nikita. Te vei epuiza. Parcă tu nu ai zile întregi de lucru cu clinicata viitoare, ci stai pe canapea? A zâmbit Ecaterina. Așa e viața. Ca să trăiești, trebuie să faci totul. Și nu-mi spune. Uneori îmi doresc atât de mult să mă întind pe pernele moi cu femeia iubită, a spus Nikita zâmbind. Vreau să fiu mereu lângă tine. Vreau să adorm și să te văd, să mă trezesc și să știu din nou că ești lângă mine. Ești căsătorit, nu uita asta, i-a amintit Caterina. Asta voi corecta în curând. Trebuie doar să găsesc momentul potrivit să vorbesc cu Mașa. Cred că mă va înțelege. În orice caz, voi face totul pentru a fi împreună și pentru a recupera timpul pierdut. De ce ești atât de tristă, Ecaterina? Se uita la ea cu ochi îndrăgostiți și vedea că femeia se gândește la ceva, că o îngrijorează ceva. Da, așa este, nu mă înțeleg bine cu copiii. Andrei îmi scoate toate nervii. Asta e o probă, a răspuns Ecaterina. Ce probă? S-a mirat Nikita. Nu te stresa. Ecaterina nu voia să-l încarce pe Nikita cu problemele ei. Înțelegea că nici lui nu este ușor acum. Dacă ai nevoie de bani, pot să te ajut, a spus bărbatul. Nu, mulțumesc. Adevărul e că fiul meu a spart telefonul. Nu știu cum să-i cumpăr unul nou. Și nu pot să rămân fără legătură cu el, mă îngrijorez, cine știe ce s-ar putea întâmpla, a refuzat Caterina. Ei bine, nu-i nimic, mă descurc. Tocmai mă gândeam la un concurs pentru mamele antreprenor. Ai auzit de așa ceva? Au anunțat un grant impresionant. Cred că am auzit ceva, a spus Nikita, frunzărind sprâncenele. Ce fel de concurs este acesta? Poate participa femeile care au copii și care se ocupă de antreprenoriat? A răspuns Caterina. Nu știu ce va ieși din asta, dar Nina și o altă clientă constantă m-au convins să încerc. Nikita a scos smartphone-ul din buzunar. Cum spui că se numește concursul? A întrebat el pe Ecaterina. Business mama, cam așa. Aha. Bărbatul a trecut cu privirea peste ecran, Apoi s-a așezat mai aproape de Ecaterina. Ha! Așa am crezut! Acest concurs este anunțat de fundația prietenului meu. Îți amintești că ți-am spus că mă ajută cu deschiderea clinicii? Același care ți-a lăsat cheile de la apartament? A întrebat Ecaterina. Da, corect. Și pentru ce îi trebuie toate acestea? Ecaterina urmărea cu interes informațiile care apăreau pe ecranul smartphone-ului. Ce anume? Să te ajute cu clinica? Să organizeze un concurs pentru femeile antreprenori? Ce câștigă acest om? Nikita a pus smartphone-ul deoparte și a zâmbit, ca și cum și-ar fi amintit ceva amuzant. Este o poveste absolut uimitoare, a spus el. Nu o să-ți vină să crezi. Când ne-am întâlnit cu Mihael, era mult mai de succes și mai promițător decât mine. Mihael se ocupa cu computerele, și-a creat propria companie și a obținut un profit decent. Trebuie spus că la început bunicul lui l-a ajutat foarte mult iar acesta era un adevărat miliardar. M-am întrebat mereu de ce îi trebuie lui Mihail compania lui, de ce să lucreze. Ar fi putut să trăiască liniștit pe banii unui ruda bogat. Și de ce? A întrebat Caterina cu interes, imaginându-și imaginea unui moștenitor bogat al unui miliardar străin. L-am întrebat despre asta odată. Și știi ce mi-a răspuns? Mihail a spus că afacerea lui este ca un copil. Te îngrijești de ea, iar apoi această afacere îți aduce nu doar satisfacție financiară, ci și morală și chiar mândrie, dacă este de succes, desigur. Se pare că îl înțeleg, a spus Caterina. M-am implicat atât de mult când mi-am deschis coafura, am muncit din greu, nu am dormit nopțile. Așa că m-am gândit și eu atunci. Am o carieră de succes, un loc de muncă bun, dar toate acestea nu sunt ale mele. Atunci ai decis să-ți deschizi clinica? Da, de fapt, voi face același lucru, dar va fi creația mea, a dat din cap Nikita. O vreme nu ne-am văzut cu Mihail, iar când ne-am întâlnit din nou, în viața lui au avut loc schimbări uimitoare. Bunicul lui, foarte bogat, s-a dovedit a fi nu doar un om cu bani, ci și ciudat. Cum așa? Nu a înțeles Caterina. La bătrânețe și-a privat familia de moștenire, a continuat Nikita. De ce a procedat așa cu ei? S-a mirat Caterina. S-au certat? Deloc. Nu se poate spune că familia era foarte unită, dar toți trăiau bine, organizau evenimente comune, chiar și mese comune duminica. Dar bunicul știa că atunci când va muri, acești aparent nobili și pașnici rude se vor transforma într-un ghem de șerți. Știa că vor împărți moștenirea lui, se vor certa pentru fiecare dolar și chiar se vor omor între ei. Da, bine, mi se pare că exagerez. Ecaterina a dat din cap, dar povestea despre Mihail, pe care nu-l cunoștea, i s-a părut interesantă. Și ce a făcut bunicul prietenului tău? Ce a decis? Nikita a râs, iar Caterina s-a uitat la el cu nerăbdare. A întocmit un testament neobișnuit. Bunicul a dorit ca toate activele lui să fie folosite pentru binele oamenilor. Să ajute alți oameni, nu să devină proprietatea moștenitorilor. Nikita s-a lăsat pe spătarul scaunului. În general, acest bunic miliardar ciudat a dorit ca rudele lui să se ocupe de caritate, nu să cheltuie banii lui pe stânga și pe dreapta. Asta e cu adevărat ciudat, dar atât de nobil, s-a mirat Caterina. Puțini oameni în vremurile noastre se gândesc la cei care suferă. Da, dar bunicul Mihail nu putea să-și imagineze că, după ce notarul va citi testamentul, membrii familiei lui nu doar că au început să se certe și să se dispute, dar au încercat să conteste testamentul, afirmând că bătrânul nu era în toate mințile și nu putea acționa așa cum moștenirea. a râs Nikita. Chiar au început să scoată din vila bunicului tablouri valoroase, diferite lucruri și bijuterii, pentru a le vinde și a obține măcar ceva bani. Îmi imaginez supărarea lor, a spus Caterina. Cu siguranță ar fi putut trăi fără griji până la bătrânețe pe banii unui ruda Și nu doar ei, ci și copiii, nepoții, strănepoții lor, a fost de acord Nikita. Și ce s-a întâmplat mai departe? Ecaterina nu mai avea răbdare să afle cum s-a terminat această poveste. Au îndeplinit voința defunctului? Nu toți, mai exact rudele sau dens de el, iar doar Mihael a organizat o fundație în cinstea bunicului său și a început să administreze moștenirea. Are multe proiecte în întreaga lume, în special clinica mea viitoare, precum și, se pare, acest concurs despre care mi-ai povestit. Ecaterina s-a gândit, privind pe fereastră, unde începea să plouă ușor. Povestea spusă de Nichita i s-a părut ciudată, dar cât de uimitor se împletesc destinele oamenilor. Nu se mai văzuseră de mult cu Nichita. Ecaterina credea că, după despărțire, nu se vor mai întâlni niciodată. De aceea s-a căsătorit cu Andrei, iar acum stăteau împreună la masă și simțea căldura bălânda a ochilor lui și atingerea mâinii. Și dacă va participa la concurs, un om complet necunoscut, care este prieten cu Nikita, o va ajuta să iasă din această perioadă neplăcută. Ascultă, ai spus că prietenul tău este străin? A întrebat Caterina. Da, de ce? Nu înțeleg, de ce își îndreaptă acțiunile caritabile către ruși? De ce te ajută pe tine în Rusia? De ce organizează acest concurs nu în capitală, nu într-un mare oraș, ci în al nostru? A întrebat Ecaterina. Aici totul e simplu, a dat din mână Nikita. Acest bunic miliardar era rus. Cum adică rus? Ceea ce a spus Nikita a șocat-o pe Ecaterina. Mai exact, părinții lui erau din Rusia. Au emigrat în timpul Revoluției, dar bunicul a iubit întotdeauna Rusia. Chiar s-a îndrăgostit de o rusoaică în tinerețe, iar ea era din orașul nostru. E simplu, draga mea, a încheiat Nikita povestea. Incredibil, a spus Ecaterina. Vrei să-l sun și să-i spun că femeia mea iubită este cea mai bună mamă antreprenor din oraș? A zâmbit bărbatul. Și poți? Ecaterina continua să se mire. Ușor. Nikita a trecut cu degetul pe ecranul smartphone-ului, a găsit contactul necesar și a adus telefonul la ureche dar de cealaltă parte nu a răspuns nimeni. Na, cum am putut uita? Acum e noapte pentru ei, a spus Nikita cu supărare. Dar nu te îngrijora, voi suna cu siguranță pe Mihail mai târziu. Spunem, nu vrei să mă prezinți copiilor tăi? Nikita a schimbat subiectul atât de brusc, încât întrebarea lui a surprins-o pe Ecaterina. De fiecare dată vorbea despre faptul că ar trebui să fie împreună pentru a-și oferi unul altuia dragoste și fericire după atâția ani. Ecaterina voia să fie și ea cu Nikita, dar acum se confrunta cu prea multe probleme și își imagina foarte vac ce va fi mâine. De aceea se temea să-și construiască perspective pe termen lung pentru fericire. Și deși în viața ei cu soțul părea că s-a pus punct, dar mai erau și copiii. Femeia nu știa cum vor reacționa la vestea că mama lor are un bărbat pe care îl iubește. Hai să te gândești bine și să decizi cu soția ta, a spus Ecaterina. Nu vreau să fiu o destrăbălată. Nu ești deloc o destrăbălată, a strigat Nikita. Abia acum îmi dau seama că te-am iubit toată viața doar pe tine. Îi voi spune soției mele totul în curând. Nu poți fi nefericit toată viața și să-i faci nefericiți pe cei din jur. Și îmi doresc foarte mult să fac ceva plăcut pentru tine. Hai să mergem! S-a urcat în mașină, iar Nikita a zâmbit, observând că Ecaterina era confuză. După ce au parcurs câțiva kilometri, s-a oprit la un centru comercial. Bărbatul a găsit rapid un magazin de telefoane mobile, unde putea cumpăra orice telefon. Ecaterina a încercat să refuze, dar Nikita a fost insistent. Zâmbind, ea a privit cum alege un smartphone cu ecran mare, cum vânzătorul îi introduce cartela SIM, iar Nikita configurează diverse aplicații. În acel moment, Ecaterina a realizat ce îi lipsea atât de mult în ultima vreme. Îi lipsea ca cineva mai puternic și mai bărbat decât ea să ia decizii în locul ei. Chiar și decizii simple, cum ar fi să intre într-un magazin și să cumpere un telefon nou. Nikita a dus-o pe Ecaterina acasă. La despărțire, a vrut să o sărute, dar Caterina s-a retras, temându-se că vecinii ar putea vedea despărțirea lor caldă, iar și mai rău, copiii ei. Dar, așa cum s-a dovedit, relația mamei cu un bărbat necunoscut nu mai era un secret pentru fiul și fiica ei. Când Ecaterina a ajuns acasă, Anastasia o aștepta deja în hol. Nu vrei să-mi spui nimic? a întrebat fetița. Despre ce? Nu a înțeles Caterina. Dacă e vorba despre cursurile de actorie, nu le putem plăti acum, îmi pare rău. Vorbeam despre bărbatul cu care te întâlnești, a precizat Anastasia, iar Caterina a observat în privirea fiicei sale o miustrare și o supărare. Te-am văzut astăzi împreună în cafenea, a spus Vitalie, ieșind din camera lui. Anastasia a spus că ești o mincinoasă și că minți mai mult decât tata. Anastasia s-a întors demonstrativ și a intrat în camera ei, închizând ușa în urma ei. Ecaterina a realizat că trebuie să se adune și să se pregătească pentru o discuție serioasă cu fiul și fiica ei. Mami, nu gândesc ca Anastasia, a încercat să o liniștească pe mama supărată Vitalie. Băiatul s-a așezat lângă ea pe canapea și și-a pus capul pe umărul Ecaterinei. Mami, mi-am spart telefonul, a spus el încet. Știu, băiețelul meu, a răspuns Ecaterina. Ieri seară, când tu dormeai deja, am intrat să te sărut și l-am văzut pe biroul tău. Mă vei certa? A întrebat băiatul. Ecaterina a suspinat și a întins mâna spre geanta ei. Ia! I-a dat ea băiatului cutia cu smartphone-ul. De unde? Mama? S-a bucurat băiatul, scoțând telefonul. Ce tare e! Wow! E mult mai cool decât al meu. Are trei camere și memorie mai mare. O să i invidieze băieții din clasă. E de la Nikita. A spus Ecaterina, mângâind băiatul pe capul lui Creț. Și e tare. Nu asculta ce spune Anastasia. Spunând asta, Vitalie a fugit în camera lui, fericit cu noul telefon. Restul serii, Ecaterina a petrecut-o la laptop, citind informații despre concursul Business Mama. Cu cât citea mai mult, cu atât mai mult îi dorea să participe și să câștige acest grant. Iar dimineața, abia intrând în coafură, Ecaterina i-a spus prietenei sale că a aplicat pentru concurs. Excelent, s-a bucurat Nina. Vezi, cu siguranță vom câștiga. Sunt sigură de asta. Așteaptă, doar încrederea nu este suficientă. A oprit-o Ecaterina pe prietena entuziasmată. Trebuie să începem de undeva, să facem un plan, o conceptie. Și trebuie să găsim un nume pentru proiectul cu care vom veni la concurs. O idee neașteptată a venit de la Vera Ivanovna. Pensionara venea acum regulat. La câteva zile, la coafură pentru a-și aranja coafura, aș face un stilin sau manichiură. Nina îi făcea cu plăcere unghii nu de frumoase și odată chiar i-a propus să-și facă extensii, dar Vera Ivanovna, râzând, a refuzat. A spus că e prea mult. Nu puteți să vă gândiți la un nume? S-a gândit pensionara. Cred că știu. Numiti proiectul vostru a doua șansă. De ce a doua șansă, Vera Ivanovna? A întrebat surprinsă Nina. Foarte simplu, a zâmbit femeia. Am început să vin la voi pentru frumusețe și mi-a început o nouă viață. Soțul îmi acordă atenție în fiecare zi, îmi face complimente și se laudă prietenilor săi cu cât de atrăgătoare este soția lui. Și Vera Ivanovna are dreptate, a spus Caterina. Aceasta va fi a doua șansă pentru fericire. O vom oferi femeilor care, într-o anumită perioadă a vieții, încep să creadă că pentru ele totul este deja în trecut. Înțelegi? Pensionare, nu-i așa? A întrebat Nina, alternând privirea între Caterina și Vera Ivanovna. Și lor, da, a dat din cap pe Caterina. Dar vom lua categoria 40. Căci tocmai atunci când copiii au crescut, când viața este liniștită și calmă, femeile simt că nu mai sunt atât de interesante pentru bărbații lor ca înainte. Scânteia dispare. Pasiunea, dacă vrei. Ecaterina, ești deșteaptă a constatat cu bucurie Vera Ivanovna. A doua șansă pentru fericire. Un nume minunat. Oricărei femei ar plăcea să-l primească. Sunt sigur de succesul vostru. Cuvintele tale sunt ca o binecuvântare. A râs Nina. Da, dar mai trebuie să găsim modele pe care să le putem prezenta la concurs, a spus Caterina cu gândul. Nu știu nici măcar unde să le caut. Aici nu e nimic de gândit. Vera Ivanovna s-a implicat atât de entuziast în ajutorul Ecaterinei și Nina, încât ele erau deja sigure de corectitudinea sugestiilor ei. Căutați pe internet. Eu petrec timp liber pe forumuri. Acolo sunt atât de multe femei nemulțumite de viața lor. Le spun să acționeze, să se schimbe. Măcar să meargă la un salon. Dar ele doar își răsfoiesc problemele și se plâng de viață. Mi se pare că ele ar putea deveni niște cobai excelenți pentru proiectul vostru. Vera Ivanovna, nu ești doar frumoasă, ești și o comoară de idei, a spus Ecaterina cu admirație. Credeai că nu? a spus pensionara cu mândrie pentru ingeniozitatea ei. Restul zilei, Ecaterina și Nina au petrecut o stând în fața laptopului. Au postat ideea lor în diferite grupuri și discuții, povestind că fiecare femeie ar trebui să aibă o a doua șansă la fericire. Răspunsurile au fost variate, la fel ca și poveștile femeilor. Cineva a scris că după plecarea soțului nu mai vrea relații cu bărbații, cineva a povestit că se teme să schimbe ceva, neștiind cum vor reacționa copiii și rudele. Iar cineva a povestit chiar o poveste emoționantă despre cum, din copilărie, mama o numea urâtă, îi arăta defectele figurii și aspectului, iar acum, devenind adultă, femeia nu crede că poate plăcea bărbaților. Prietenele au avut multe dispute, având păreri diferite despre ce fel de femeie să invite pentru a participa la proiect. Dar Nina și Ecaterina au ales o poveste complet banală, la prima vedere. În aceeași zi, l-au invitat pe Maria la coafura lor. Maria a apărut pe pragul coafurii, zâmbind și fiind puțin jenată. Ecaterina a simțit nevoia să o susțină și să-i ofere încredere. I s-a părut că sunt de aceeași vârstă, iar în aspectul Mariei era ceva asemănător cu aspectul Ecaterinei. Era la fel de slabă, avea picioare lungi și chiar și părul avea aceeași lungime ca al proprietarei coafurii. Ecaterina a așezat-o pe femeie în scaun, a pus un șorț de coafură pe ea și a desfăcut părul prins cu o agrafă simplă. Maria a observat cu atenție în oglindă mișcările Ecaterinei, în timp ce aceasta se gândea dacă să-i facă breton, să-i scurteze părul sau să-l lase lung, sau poate chiar să-i facă o tunsoare scurtă. Cum te vezi tu însăți? A întrebat Ecaterina. A întrebat fata și a luat telefonul de pe măsuță. După câteva secunde, deja i-a arătat Ecaterinei fotografii de acum 20 de ani. Ce frumoasă ești aici! A exclamat Ecaterina. Da, și radiezi de fericire! A adăugat Nina. A fost luna de miere a mea cu soțul meu la mare. A împărtășit Maria. Nu m-a mai simțit niciodată atât de fericită. Ecaterina a înțeles că Maria își amintește cu tristețe de trecut, s-a gândit că ar fi bine să se destăinuie, iar pentru Ecaterina ar fi de ajutor să creeze un lucru reușit pentru femeie. Poate un ceai? A întrebat Ecaterina. Nina, pui ceainicul? Femeile s-au așezat la o măsuță din colț, Ecaterina a scos biscuiți din dulap și i-a așezat pe o farfurie. Poftiți! A propus ea Mariei, în timp ce Nina turna cea în cești. Spunem, Maria, de ce ai acceptat să participi la proiectul nostru? De ce am acceptat? A repetat femeia, gândindu-se puțin. Probabil pentru că sunt dispusă să fac orice pentru ca viața mea cu soțul meu să revină la normal. Am încercat tot felul de lucruri. Ecaterina și Nina s-au așezat în fața Mariei, pregătindu-se să o asculte cu atenție. Ecaterina a realizat că Maria nu este o frumusețe, dar are o frumusețe interioară pe care vrea să o apropie și să o atingă. Probabil că ar fi putut deveni chiar prietene, să comunice și să împărtășească problemele. Ce aș face eu? Totul este în zadar, a spus Maria. Te supără? Vă certați des? A întrebat Nina. Asta e problema, că nu ne certăm. Uneori mi-ar plăcea să fac un scandal, să-mi vars tot ce s-a acumulat, a împărtășit femeia. Știți, am un soț minunat. Este un om foarte bun, onest și corect. Împreună am crescut un fiu. Anul trecut a intrat la universitate. Dar am impresia că nu suntem soț și soție, ci vecini într-un apartament comun. Și când a apărut această senzație, nici acum nu înțeleg. Ai încercat să vorbești cu soțul? A întrebat Ecaterina pur și simplu să te așezi și să vorbești? Am încercat, desigur. El spune că totul este în regulă, a dat din cap Maria. Și ce e în regulă? Am realizat că nu-i mai sunt interesantă ca femeie, că nu mai simte pasiune pentru mine în pat. Și când am realizat asta, la început am încercat să schimb ceva la mine. Am cumpărat lenjerie sexy frumoasă, cămăș cu dantelă, mă culcam în pat fără să-mi dau jos machiajul. Dar nimic nu a ajutat pur și simplu a încetat să mă mai dorească. Și ce să fac atunci? Maria a tăcut pentru o clipă, sorbind din ceaiul din ceașcă, dar lui Nina era nerăbdare să afle cum au evoluat evenimentele în familia femeii. Apoi am decis să-i fiu necredincioasă, a spus Maria, uitându-se la prietene, ca și cum ar fi vrut să vadă ce impresie le fac cuvintele ei. Ce? Au exclamat cu afezele în cor. Am crezut că dacă voi dormi cu el, îmi va crește stima de sine, voi deveni mai încrezătoare, voi putea să-mi seduc soțul, dar, în realitate, nu am obținut nicio satisfacție din sexul cu primul întâlnit. Ecaterina și Nina au fost șocate. Indiferent de cum stau lucrurile, să-ți înșeli soțul doar pentru că în relația cu el a apărut o răceală, comportamentul Mariei li s-a părut șocant. Maria a terminat ceaiul și a continuat. În general, când am văzut anunțul vostru despre participarea la proiect, m-am gândit, poate că va funcționa, poate că acesta este al doilea meu șansă. Ecaterina s-a agitat, Încercând să-și scoată din cap povestea Mariei despre necredință. Bine, să trecem la lucrul cel mai important. În fotografia pe care ne-ai arătat-o, arăți foarte fericită. Așa că cred că îți voi face același lucru. Poate că asta te va ajuta, i-a spus ea femeii. O oră întreagă, Nina și Caterina au muncit asupra Mariei, iar rezultatul a fost încântător. Maria arăta ca o adevărată frumusețe cu bucle blonde ondulate la vârfuri un machiaj splendid și un breton care îi cădea neglijent pe frunte. Privindu-se în oglindă, se bucura ca un copil. Sunteți niște vrăjitoare incredibile! Sunt atât de fericită! A spus femeia cu entuziasm. Cu siguranță voi pregăti o cină delicioasă și voi încerca să-i spun soțului meu cât de mult îl iubesc. Vei reuși, dar nu te grăbi să pleci, a oprit-o Nina. Trebuie să facem câteva fotografii pentru proiect. Așa, unde este aparatul meu foto? Ecaterina, aprinde lumina mai tare. Femeile au făcut câteva fotografii și, mulțumite de munca lor, se pregăteau să se despartă de Maria. Mulțumită și fericită, aceasta se îndrepta spre casă pentru a se prezenta în fața soțului ei cu un look nou. Stând în ușă, nu se putea opri din laudă pentru mâinile de aur și talentul Ecaterinei și Nina. Vreți să vi-l arăt pe soțul meu? A întrebat Maria și a scos din geantă portofelul. A scos dintr-un buzunar o fotografie și le-a întins-o cu afezelor. Arată bine! A lăudat Nina, zâmbind din toți rărunchii. Prietena nu a observat imediat că de pe fața Ecaterinei zâmbetul dispărea încet. Iar când Maria a părăsit coafura, Ecaterina a rămas în hol ca o statuie, neputând să-și desprindă privirea de la ușa prin care tocmai a ieșit fericita Maria. Hei, ce ai, Ecaterina? Nina a atins-o pe umăr pe prietenă. Este soția lui Nikita, a șoptit Ecaterina. Ce soție! Ce nichita! Nu a înțeles Nina. Ecaterina s-a întors încet și a intrat în sală. Ca și cum ar fi acționat automat, a început să curețe și să strângă uneltele, a scuturat resturile de păr de pe șorțul de coafură, apoi s-a așezat în scaunul în care cu 10 minute înainte stătea Maria. Asta nu se poate! Ce se întâmplă? Poți să-mi explici normal, în sfârșit! a exclamat Nina, așezându-se în fața prietenei. Maria, soția lui Nikita, a răspuns Caterina, uitându-se la Nina. Soția ta, Nikita? S-a încruntat femeia. Nu, nu se poate. Nina, cum a fost posibil ca tocmai ea să ajungă în proiectul nostru? Coincidență? A întrebat Caterina. Și eu sunt șocată, prietenă. Deci, tu ai făcut totul ca Nikita să-și îndrept din nou atenția asupra soției sale. Al doilea șansă la fericire, blestem a strâmbat Nina. Ea are al doilea șansă. Iar tu ce? O viață plictisitoare de femeie divorțată? Nu mai trebuie să mă întâlnesc cu Nikita, a spus Caterina ca hipnotizată. De ce nu? Nu a înțeles Nina. Cum nu înțelegi? Este o femeie. Este Maria. O iubește foarte mult și suferă din cauza asta. Da, o iubește atât de mult încât a sărit în pat cu primul întâlnit. A înșelat soțul, iar el are tot dreptul să plece de la soția sa necredincioasă. Nina și-a exprimat punctul de vedere. Tu, nu ea, ar trebui să folosești al doilea tău șansă la fericire. Ce ne plăcut! Atât de mult timp am pierdut pe ea, am consumat vopsea, am făcut mizerie la coafură, iar acum va trebui să căutăm un alt model. Nu putem să ne prezentăm în proiect cu soția lui Nikita. Nu trebuie să căutăm pe nimeni, să fie ea, a răspuns calme Caterina. Întorcându-se acasă, Ecaterina se gândea cât de ciudat se desfășoară viața ei. Și a regăsit prima dragoste, iar aceasta părea să-i dea arigi, să-i ofere puterea de a lupta cu eșecurile, de a construi planuri noi. Întâlnindu-se cu Nikita, ascunsă în brațele lui, simțindu-se cea mai fericită femeie de pe pământ, când erau singuri în apartamentul lui Mihail, uita de tot. Ecaterina nu s-a gândit niciodată că soția lui Nikita ar putea suferi, simțind răceala lui față de ea. Dar ei sunt căsătoriți. Sunt soți, iar Maria speră în această firavă legătură care îi unește. Ecaterina nu poate. Pur și simplu nu are dreptul să rupă această legătură. Acasă, Ecaterina a avut parte de o surpriză în persoana fostului soț. Andrei stătea pe podea în sufragerie și se juca cu fiul său la consolă. Prima care a observat a fost Anastasia. Mama, tata mi-a plătit cursurile de actorie, acum pot merge din nou și mă vor lua în spectacol. Fata a alergat cu bucurie spre mamă și a îmbrățișat-o. Mă bucur pentru tine și pentru tata. Se pare că afacerile lui au început să meargă bine, a spus Caterina cu o notă de ironie. Andrei a lăsat deoparte joystick-ul și, ridicându-se, s-a apropiat de soție. Mama, am comandat pizza, a strigat cu bucurie Vitalie. Cinci întregi. Îmi pare rău. Am venit să mă văd cu copiii, am observat că nu s-a gătit nimic, așa că am decis să comand pizza. Vom lua cina împreună. Te-am așteptat pe tine. Acum doar mă spăl pe mâini. Ecaterina și-a scos pantofii și s-a îndreptat spre baie. Copii, alergati toți la bucătărie. A ordonat bărbatul, iar Ecaterina a auzit din baie pașii copiilor ei, strigătele lor vesele și sunetul vesel al vesela fiind așezată pe masă. Când Ecaterina a intrat în bucătărie, Vitalie și Anastasia mâncau cu plăcere pizza, spălându-se cu suc, iar fostul soț deschidea o sticlă de vin. Văd că aveți o petrecere mare, a strâmbat Caterina. Așează-te, draga mea, a spus Andrei cu un ton bălând. Îți voi turna vin. Ziua a fost plină de evenimente, iar Caterina a simțit că este obosită. Gândindu-se că puțin vin o va ajuta să se relaxeze, a fost de acord să bea cu Andrei. Iar când copiii, sătui, s-au dus în camerele lor, fostul soț a întrebat-o pe Caterina. Fiica a spus că participi la un concurs. Ne poți spune? Un fond a anunțat un grant pentru sprijinul micilor antreprenori. Participă femei care au copii. Asta e tot. Ecaterina a ridicat din numeri. Și care este suma grantului? a întrebat Andrei. Suficient de mare pentru a-mi putea extinde afacerea. Știi că a face din coafură un salon de frumusețe este visul meu de mult timp, a răspuns Ecaterina. Da, bineînțeles, îmi amintesc, a dat din cap bărbatul, iar Ecaterina a observat că are un aspect ciudat ca și cum ar dori să spună ceva, dar nu se hotărăște. Care sunt progresele tale? A întrebat Caterina. Se vând șurmi? Nu că o interesa foarte mult afacerea lui Andrei, dar trebuia să discute despre ceva. Așa că Ecaterina, din politețe, l-a întrebat pe fostul soț despre noul său startup, în timp ce se apropia de chiuvetă pentru a spăla vasele murdare. Dar Andrei a întrebat brusc. Pot să rămân? Canapeaua din sufragerie este liberă. Dar ce? Larisa, nu te lasă să dormi? A spus Ecaterina, frecând o farfurie cu buretele. Nu mai înțeles. Pot să rămân pentru totdeauna? Hai să încercăm să revenim la cum era. A spus bărbatul în șoaptă. Ecaterina a tăcut. A văzut cât de fericiți sunt copiii, cum se bucură că totul este din nou întreg casă. Nu voia să mai asculte din nou reproșurile fiicei, care o acuza pe mamă pentru toate nenorocirile, reproșându-i că nu a vrut să-l păstreze pe tată. În plus, întâlnirea complet neașteptată de astăzi cu Maria a făcut-o pe Caterina să reflecteze. Poate că, într-adevăr, ea face totul greșit. Își distruge singură viața, lăsând copiii fără tată. Rămâi, a răspuns Caterina, fără să se uite la fostul soț. Mă duc la baie. Femeia a închis ușa în urma ei, iar Andrei, mulțumit, s-a așezat pe patul lor conjugal. În mintea bărbatului se contura un plan așa că a decis să devină din nou un soț grijuliu și afectuos. Gândurile lui au fost întrerupte de un apel telefonic. Andrei a luat mobilul soției în mână. Iar când Ecaterina a intrat în dormitor, el i-a spus, te-a sunat un anumit Nikita, i-am spus că ești în duș și să nu te mai deranjeze. Ecaterina s-a oprit, uitându-se într-un punct, apoi s-a băgat sub pătură și a stins lumina lampii de noapte. Deci, așa trebuie să fie, s-a gândit ea și a închis ochii. Întreaga lună, Ecaterina și Nina s-au pregătit pentru concurs. Proprietara coafurii s-a implicat cu totul în procesul de realizare a prezentării, privind viața femeilor de peste 40 de ani, descriind influența aspectului asupra relațiilor personale. Andrei a fost tot timpul acasă cu copiii. Din când în când, pleca undeva, spunând că trebuie să verifice afacerile, dar se întorcea repede, verifica temele lui Vitalie și chiar gătea cina. Nikita a sunat de câteva ori, dar Ecaterina nu a răspuns. Iar când a încercat să sune la coafură, Nina i-a spus să nu mai sune, spunând că Ecaterina nu vrea să-l vadă sau să-l audă. Proiectul Ecaterinei a ajuns în finala concursului. Ultimul etapă începea. Într-o singură zi, cetățenii trebuiau să voteze pentru cel mai util și plăcut proiect de afaceri feminine. Organizatorii au considerat că oamenii obișnuiți ar trebui să decidă cine va fi câștigătorul, nu membrii comisiei de concurs. Toată dimineața, Ecaterina a fost foarte nervoasă și a început să o doară capul iar după amiaza, i-a spus Ninei că va merge acasă, va lua o pastilă și se va întinde. Iar în dimineața următoare, s-a aflat că proiectul Ecaterinei a câștigat concursul. Victoria a fost sărbătorită în coafură. În sală a fost pregătit un fel de masă festivă, s-a deschis șampania. Să o felicite pe Ecaterina a venit și Vera Ivanovna. Ți-am spus că vei câștiga. Ecaterina a zâmbit pensionara. Nu-mi pot imagina că totul a reușit a spus cu bucurie proprietara coafurii. Ce bine că am participat la acest concurs! Și când îți vor da banii? A întrebat Andrei. Ei bine, mai trebuie să lucrăm puțin, i-a răspuns Caterina. Conform condițiilor concursului, grantul va fi transferat în contul bancar după ce va fi întocmit și verificat bugetul. Deci, nu ți vor da în numerar? Andrei nu a putut să-și ascundă dezamăgirea că banii vor fi transferați în cont, nu îi vor fi dat soției în mână. Nu, Desigur! Deodată, ușa coafurii s-a deschis, iar în sală a intrat Maria. În mâine avea un buchet mare de flori. Bună, Ecaterina, a spus ea. Am venit să te felicit pentru victorie. Ecaterina s-a simțit puțin jenată. Nu se aștepta să o reîntâlnească pe soția lui Nichita, care devenise model în concursul ei. Simțind o jenă, Ecaterina a acceptat totuși buchetul, spunându-i lui Andrei. Întâlnește-te, aceasta este modelul nostru. Datorită ei am câștigat. Toarnă-i Mariei un pahar de șampanie. Bărbatul i-a oferit-o cu păuaspete lui, iar Maria a spus din nou câteva cuvinte calde, dorindu-le Ecaterinei și Ninei prosperitate și fericire. Mă bucur foarte mult că v-am cunoscut. Sunteți amândouă minunate, a spus femeia. Încă o dată mulțumesc, dar, din păcate, trebuie să plec. Maria se îndrepta spre ușă când Nina, deodată, nu s-a putut abține și a întrebat-o: Maria, dar cum este soțul tău? S-a rezolvat ceva între voi? Nikita a plecat, a spus Maria. La revedere! A ieșit, iar Ecaterina și Nina s-au privit. Nikita încetase de mult să încerce să o sune pe Ecaterina. Ea credea că lucrurile s-au așezat între el și soția lui și că nu a distrus viața de familie a iubitului ei. Dar s-a dovedit că totul era complet diferit. După câteva zile, când de Caterina s-a așezat pe canapea cu laptopul după muncă, Andrei a început o discuție neplăcută. "Ți-ai prezentat deja estimarea pentru extinderea salonului de coafură?" a întrebat el, sorbind din paharul cu vin. "Da, dimineața," fără să mă desprind de ecran, a răspuns Caterina. "Aștept aprobatul. Și banii?" a întrebat Andrei. "Ei bine, desigur, și banii. Tocmai mă uit la echipamentele noi pentru salonul de înfrumusețare." iar Nina se ocupă cu căutarea unui nou spațiu. Se pare că vechiul va fi acum prea mic pentru noi. Ecaterina l-a privit pe soțul ei. De ce întregi? El s-a bâlbuit puțin, apoi a început să umble nervos prin sufragerie, ca și cum ar fi vrut să spună ceva, dar nu putea să înceapă. Pe scurt, trebuie să-mi dai acești bani, a declarat Andrei. Interesant, de unde a venit asta? Te-ai decis singur sau cineva ți-a sugerat? Poate Larisa? a zâmbit de Caterina. Ce legătură are ea? A făcut el o față surprinsă. Dar te-am văzut zilele trecute împreună. Nu înțeleg de ce te mai chinui? Dacă o iubești, atunci trăiește cu Larisa. Nu, Andrei, acești bani sunt destinați extinderii salonului meu. Asta vor fi cheltuiți, indiferent ce ai spune, a spuse Caterina. Cum nu înțelegi, mă vor omor, a strigat fostul soț. Sunt terminat. Cine te va omor? a întrebat Caterina, obosită, punând laptopul deoparte. Înțelegi, ca să mă dezvolt, am luat credite, iar apoi nu am știut cum să le returnez, așa că am împrumutat bani de la niște bandiți. Acum ei cer întreaga sumă plus dobânzile, a povestit Andrei în grabă. Nu știu ce să fac. Atunci vindeți fo trucurile, a sugerat Caterina. Dă-le banii celor de la care ai împrumutat și trăiește liniștit. Refuzul soției de a înțelege situația și de a-i da bani l-a înfuriat pe bărbat. Abia se putea stăpâni să nu înceapă să țipe și să arunce lucruri prin cameră. Fața bărbatului s-a transformat într-o grimasă furioasă. Ecaterina, doar tu mă poți salva. dă acest grant. Pentru mine, pentru copii. A încercat din nou să o facă pe Ecaterina să simtă milă, dar aceasta a fost neclintită. Nu, și nici nu vreau să discut asta cu tine. În primul rând, unde vor fi cheltuiți banii este o condiție importantă a concursului și nu trebuie să o încalc. În caz contrar, vor fi obligați să-i returneze, iar eu nu am nevoie de astfel de probleme. Și, în al doilea rând, am făcut totul tocmai pentru copiii noștri. Ca să nu mă mai gândesc la ce să-i hrănesc, cum să plătesc cursurile de actorii ale fiicei și cu ce să-i cumpăr fiului un nou cască de hochei. Dar eu ți-am ajutat și eu, a strigat Andrei. Cât timp te-ai ocupat de proiect, eu am dus copiii la școală, am fost cu ei, le-am gătit, în cele din urmă. Așa că trebuie să împărtășești cu mine. Nu-ți datorez nimic, a răspuns Ecaterina cu un ton calm. De mult nu mai datorez nimic. Andrei s-a enervat și a plecat, luându-și geaca și eșarfa. Ecaterina a stins liniștită lumina și s-a dus la culcare. Nu se schimbă și nu se va schimba niciodată, s-a gândit femeia, întinzându-se în pat. Dimineața, Ecaterina a realizat că Andrei nu a dormit acasă. Mergând la bucătărie, a pus ceainicul pe aragaz și a început să pregătească micul dejun pentru copii. Mamă, unde este tata? a întrebat Anastasia. Nu știu, a răspuns Ecaterina. Oare mergem din nou cu autobuzul la școală? S-a indignat fetița. Ecaterina a aruncat o privire pe fereastră, iar în parcarea din fața casei nu era nicio mașină. Se pare că Andrei a plecat cu ea ieri. Înseamnă că cu autobuzul a ridicat din număr femeia. OF! Din nou începe, s-a enervat Anastasia. Mă duc să mă pregătesc. Ecaterina și-a turnat o cafea și, așezându-se la masă, a deschis laptopul. Pe e-mail a primit un mesaj că estimarea ei a fost aprobată și, în termen de 24 de ore, banii vor fi transferați în cont. Măcar o veste bună de dimineață, s-a gândit Ecaterina și i-a chemat pe copii la masă. A întârziat la salon. Nina a deschis singură ușa și deja primea primul vizitator, un bărbat de vreo 50 de ani. Când bărbatul a plecat, mulțumind cu afezei pentru tăierea atentă și amabilitate, Nina a întrebat-o pe Caterina. S-a întâmplat ceva? Ești cam îngrijorată, palidă. M-am certat cu Andrei ieri. I-am spus prietenei Caterina. Vrea să-i dau banii pe care îi voi prin pentru câștigarea concursului. A pierdut complet simțul rușinii. A strigat indignată Nina. Are probleme. Datorează bani cuiva. Și tu ce legătură ai cu asta? a creat probleme, să le rezolve singur, a spus cu încredere Nina. Nu te gândești să-i cedezi? Nu, pur și simplu am un presentiment rău, s-a plâns Caterina. E o prostie. Doar astăzi sunt furtuni magnetice puternice. Au spus dimineața că persoanele sensibile la vreme pot simți disconfort, dureri de cap, melancolie și simptome inexplicabile de atacuri de panică, a spus prietena cu cunoștință de cauză. Poate ar trebui să vezi spațiul pe care l-ai găsit pentru salonul de înfrumusețare? Hai! A suspinat Caterina și s-a așezat lângă Nina, încercând să-și alunge gândurile neplăcute și presimțirea unei nenorociri. Dar presimțirea nu a înșelat-o pe femeie. La sfârșitul zilei de lucru, Anastasia a alergat în salon. Mamă, Vitalie a dispărut. De fapt, a fost răpit. A strigat ea de la ușă. Am așteptat la ieșirea din școală timp de 30 de minute, dar el nu a venit. Apoi cineva dintre băieți a spus că a plecat cu tata cu mașina. M-am dus liniștită acasă. Iar acolo, fata i-a întins mamei o foaie de hârtie cu un text tipărit. Pregătește banii. Îți voi spune mai târziu unde să-i aduci. Dacă te duci la poliție, nu-l vei mai vedea pe fiul tău. A citit cu voce tare Ecaterina și a simțit cum i se învârtește capul. Nina a prins-o de cot, a așezat-o în fotoliu, a luat foaia și a citit și ea mesajul. Spui că a plecat cu tata? A întrebat Ecaterina pe fiica ei. Așa i-au spus băieții, a ridicat din numeri. Înțeleg că Andrei are probleme și toate cele, dar să-și răpească propriul copil și să ceară răscumpărare pentru el este deja prea mult, s-a indignat Nina. Nu este tata. Ce spui, mătușa Nina? a strigat Anastasia. Dar sunt aci bandiți despre care mi-a vorbit Andrei, a spus Ecaterina. Ei voi suna acum. Ei voi suna acum. A format numărul soțului, dar telefonul era inaccesibil. Trebuie să sunăm la poliție, a spus decisiv Nina. Răpirea unui copil nu este o glumă. Ecaterina s-a uitat speriată la prietenă. Nu, dar dacă îl omoară pe Vitalie? Nu voi supraviețui asta. Femeia și-a cuprins capul cu mâinile și a început să plângă. Anastasia și Nina, confuze, se uitau la ea, neștiind ce să facă. Dar, după un minut, Ecaterina și-a șters lacrimile și a spus, îl voi suna pe Nikita, el mă va ajuta. Nikita a venit foarte repede la salon, Ecaterina a alergat spre el plângând. Te rog, ajută-mă, îmi este atât de frică pentru fiul meu, suspina ea. Bărbatul a citit mesajul, a reflectat puțin, apoi a spus. La poliție, într-adevăr, nu se poate merge. Dacă intenționează să primească răscumpărarea, atunci cu siguranță te supraveghează. Dar știu cum să găsesc locul unde se află Vitalie. Cum? Au exclamat femeile și Anastasia, surprinse. Stați aici, eu mă duc să-l caut. Nikita s-a îndreptat hotărât spre ieșire, dar Ecaterina a alergat după el. Merg cu tine! a strigat ea bărbatului, alergând spre mașină. Bine, urcă, dar promite-mi că nu te vei băga în seamă, a spus Nikita. Promit! Dar unde mergem? a întrebat ea observând cum Nikita își îndreaptă degetul spre ecranul smartphone-ului. Îți amintești telefonul pe care l-am dat lui Vitalie? A întrebat el pe Ecaterina. Este cu el? Probabil, a spus femeia, confuză. Nu știu. Roagă-te la Dumnezeu să fie acolo unde este și Vitalie. Înainte de a-i da cadoul fiului tău, i-am activat un serviciu care permite urmărirea unde se află smartphone-ul, a spus Nikita. De ce ai făcut asta? S-a mirat Ecaterina. Nu știu. Am crezut că această funcție utilă ar putea fi folositoare cândva. Ar fi bine dacă ar fi fost. Am mai apăsat o dată pe ecran. Am găsit. Ce este? A întrebat Ecaterina, neliniștită. Ciudat. Acestea sunt niște vechi parcele de grădină de la marginea orașului. Cu mult timp în urmă, părinții mei aveau acolo o grădină și o căsuță. Să mergem! Nikita a apăsat pe accelerație, iar anvelopele mașinii sale au țipat. Afară se întunecase de mult, asfaltul strălucea de ploaia care a început imediat ce Nikita și Ecaterina au ieșit din oraș. Sună la poliție, pentru orice eventualitate, a spus Nikita, uitându-se atent la drum. Dar în notă este scris, a vrut să contesteze Ecaterina. Știu ce este scris, că nu trebuie să suni. Dar dacă te supraveghează, atunci cu siguranță nu în mașina mea, i-a răspuns Nikita. Ecaterina a format obedient numărul secției de poliție și a explicat pe scurt ce s-a întâmplat, apoi a spus pe ce drum merg. Polițistul a mai întrebat-o ceva, dar ea nu înțelegea ce voia să afle. dă telefonul! Nikita a luat telefonul ei și i-a spus polițistului coordonatele locului unde aplicația lui de pe telefon îl ducea și unde ar trebui să fie Vitalie. Nu faceți nimic! Așteptați sosirea poliției! I-a spus la telefon, în final. Apropiindu-se de casele de grădină abandonate, Ecaterina și Nikita au văzut o flacără și fum. Ceva ardea. Se pare că acesta este locul unde ne duce navigatorul, a spus Nikita. Ecaterina s-a uitat speriat la el. Femeia a fost cuprinsă de groază. A simțit cum tot corpul îi tremură de frică. Undeva în spate s-a auzit sirena poliției. Nikita a oprit mașina, iar ei au alergat amândoi spre căsuța în flăcări. Ecaterina a simțit deodată că picioarele îi slăbesc. Vitalie, Vitalie! A strigat femeia și a căzut pe pământ, pierzându-și cunoștința. Când și-a revenit, a văzut în fața ei o persoană îmbrăcată în uniformă medicală. Ecaterina și-a întors capul și a văzut cum un polițist îl conduce pe Andrei, cu cătușe la mâini. Unde este Vitalie? a întrebat ea cu o voce slabă. Fiul dumneavoastră? Este în regulă, nu vă faceți griji. Îl examinează un medic în mașină. I-a răspuns un bărbat necunoscut. Ecaterina și-a închis ochii. Tot ce se întâmpla mai departe era ca într-o ceață, ca într-un vis. În salonul de spital era cal și luminos. Pe patul de lângă ea se afla o femeie drăguță, citind o revistă. Sunt în spital, a întrebat Ecaterina, întorcându-se spre vecina de pat. Da, a zâmbit aceasta. Ai dormit toată noaptea. Se vede că ți-au dat o doză bună de sedative. Ecaterina a încercat să se ridice voia să găsească pe cineva dintre medici și să afle ce se întâmplă cu fiul ei și cu Nikita, dar vecina de pat a convins-o să aștepte puțin. În curând va fi tură, medicul ar trebui să vină în câteva minute. Așa că de ce să umbli pe coridor? A spus ea. Și într-adevăr, după 50 minute, ușa salonului s-a deschis. Cum te simți? A întrebat doctorul. Totul bine, a răspuns Caterina. Te doare ceva? Te mai învârte capul? A repetat el întrebarea. Puțin, a răspuns Caterina. Spunem, când mă vei lăsa să plec? Trebuie să merg la copii. Cred că te vom supraveghea câteva zile. Și în ceea ce privește copiii, nu este o problemă. Poți să-i vezi. Ei te așteaptă de dimineață la ușă. Doctorul a zâmbit, s-a ridicat de pe scaun și s-a îndreptat spre ușă. Intrați și amintiți-vă ce v-am spus. Fără neliniști, doar emoții pozitive. În situația dumneavoastră, acest lucru este foarte important acum, a spus el celor care au intrat în salon, Anastasia și Vitalie. În ce situație? S-a mirat Ecaterina. Ce vrei să spui? Că dacă respecti recomandările medicilor, în curând nu vei avea doi copii, ci trei, a răspuns doctorul zâmbind. Mamico! Anastasia și Vitalie au alergat spre mama lor, îmbrățișând-o și mângâind-o pe cap. Ne-am îngrijorat atât de mult pentru tine. Mulțumesc, dragii mei! Slavă Domnului că totul s-a terminat bine, a spus Caterina. Totul este datorită lui Nichita, a declarat cu bucurie Vitalie. El m-a salvat dintr-o magazie închisă, altfel aș fi ars acolo ca în iad. Nu spune prostii, i-a spus Anastasia fratelui ei cu severitate. Doctorul a spus să nu o supărăm pe mamă. Dar unde este Nikita? A întrebat Caterina. Este și el aici, este afară ținându-și mama de mână, a răspuns Vitalie. Să-l chem? Ecaterina a dat din cap. Băiatul a deschis ușa, iar pe praga a apărut Nikita. În mâinile lui avea un buchet de flori, trandafiri roșii, pe care Ecaterina îi iubea atât de mult. Se uita la ea cu îngrijorare, iar în privirea iubitului ei a observat o imensă și copăleșitoare duioșie. Din acest motiv, inima femeii a început să bată mai repede. Îți mulțumesc!" a șoptit Ecaterina, iar lacrimile au început să-i curgă din ochi. Mulțumesc că ai fost alături de mine la timp. Mulțumesc că mi-ai salvat fiul. Acum voi fi mereu alături de tine. Nikita a zâmbit. Doctorul a spus că vei avea un copil. Ei bine, îl vom crește împreună. Îl vom educa și îi vom oferi dragostea și grija noastră. Bărbatul s-a așezat pe marginea patului și a luat-o pe Caterina de mână. Iar fratele și sora stăteau deoparte lăsându-i pe mamă și Nikita să vorbească în liniște. Când Caterina a fost dusă la spital, ei s-au întors împreună acasă, luând-o pe Anastasia din salon. Toată seara, Nikita și copiii au vorbit despre tot felul de lucruri, s-au cunoscut, iar Anastasia i-a plăcut chiar de el. Iar Vitalie considera noul bărbat al mamei un eru. Acesta este copilul tău, al meu și al tău, a șoptit Decaterina. Te rog, nu mă mai lăsa niciodată. Nu ne lăsa, promiți? Promit! El a dat din cap și s-a plecat să o sărute pe iubita sa. Într-o dimineață fierbinte de vară, în apartament era agitație. Vitali a provocat haos. Băiatul nu a observat că am fundat scurgerea băii și apa a început să curgă pe margine. Anastasia și Nikita au alergat să șteargă podeaua cu cârpe. Eh, tu! Parcă ești mare, dar te comporti ca un copil. Se plângea Anastasia. Vom pierde atât de mult timp cu podeaua asta. Nikita, de ce este atât de neastâmpărat? Nu-i nimic, ne vom descurca. O liniște a Nikita. Trebuie să ne oprim și pentru flori. Se îngrijora fetița. Ne oprim, nu te îngrijora. Ei bine, spunem, cum să se descurce mama noastră cu un astfel de neastâmpărat și dezordonat? Acum trebuie să o ajutăm, nu să facem inundații în apartament. Bine că mai am și eu. Anastasia nu se oprea, ceea ce l-amuza foarte mult pe Nikita, când inundația a fost lichidată, Nikita și copiii au coborât la intrare. Era foarte îngrijorat, dar încerca să se stăpânească, observând cum Anastasia și Vitalie erau nervoși. Aflând ca o surioară, se pregăteau atât de amuzant și emoționant pentru prima întâlnire cu ea. Anastasia petrecea zile întregi pe internet, citind despre regulile îngrijirii nou-născuților, iar Vitalie îl ajuta pe Nikita să asambleze pătuțul pentru copii. Apropiindu-se de ușile maternității, Nikita simțea că acum nu se va mai despărți niciodată de Caterina, iar copiii ei vor fi pentru el ca ai lui. Aceasta va fi a doua lor șansă comună la fericire.